De două circulă tot felul de povești cu privire la ceea ce se întâmplă în zona industrială. Și consider că este un lucru mai mult decât benefic ca toți agenții economici să aibă o atitudine transparentă și o atitudine prietenoasă față de atât față de mediul înconjurător, cât și față de locuitorii din zonă. Bunurile sunt bunuri, nu pot fi controlate, dar sunt și alimentate de lipsa de transparență. În momentul de față nu vreau să acuz pe nimeni, dar observ o neimplicare a Ministerului Mediului. Practic, în această perioadă de când funcționează cele două societăți, nu a existat niciun comunicat al unei autorități, al statului român, care să spună că lucrurile sunt în ordine, sunt în regulă acolo. Nu că nu ar fi, sau eu sunt sigur că sunt în regulă, dar instituțiile statului trebuie să-și facă datoria. Iar pentru liniștea cetățenilor din Rădăuți, consider oportun înființarea stației respective. Dar e vorba de credibilitatea celui care o instalează. Nu putem să o punem noi primăria. Ea trebuie să fie sub autoritatea Ministerului Mediului.